Morning Glory, Morning Glories. Poate ei de la Chuck Norris. Papa! Papa! Și bonjurică, bonjurică, știi că ești foarte beat atunci când... atunci când te trezești și încă vezi bine cu un singur ochi. Mai bine cu un singur ochi decât cu amândoi. Mm-hmm. Dar restul sunt răspunsuri pe care le-a adunat și Sergiu Floroaia pe pagina lui, mm-hmm, care să-i și dați follow. Să... E ok. Da. Da. Cât sunt acolo. Da. Da, mai zic oamenii aici și la mine, a zis Andrei, când îți trezești copiii să le zici că e rândul lor să dea de băut. Ha! E bună asta. Este. E foarte, când, foarte bună. Mărul pe care îl mănânci are gust de ceapă. Asta e foarte bună, da. Că mănânci o ceapă. Când ai 100 de lei taximetristului și pleci pe jos? Da. Nasol. Când ceri la farmacia non-stop înlocuitor pentru guma de mestecat în loc de... Mm-hmm. A. Așa. Când cauți telefonul cu blițul de la telefon. Da, 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 da. Asta mi s-a întâmplat și treaz. Serios. Da, 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 nu, da, nu e nevoie, da, de beție ca să îți cauți telefonul în timp, da, ce vorbești la el. Exact, da, exact, asta zic. Da, un exemplu la întâmplare eu. O chestie care nu e neapărat amuzantă, dar o chestie cu care ne întâlnim destul de des când devii expert în domenii pe care nu le-ai studiat niciodată. Da. Asta ni se întâmplă tuturor. Da, da. Dar da, ai beție pe Facebook. Și e zilnică. Așa. Uite cum ziceai și tu, când mă uit cu un ochi închis la telefon să văd ce scriu, da? Pentru că vezi mai bine cu un singur ochi. Hai să vedem ce mai e pe aici. Când ai adormit cu minutul înainte să sune alarma. Da. Hai să vedem. Așa. Asta nu mi se pare, da, 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 incredibilă. Dar a fost bună la care am mâncat ciorbița de cârpe pusă, da, la muiat. Bun. Și, hai, da? Unde sunt alea de ni le-a trimis? Hai să vedem, Ioana State. Imediat aici. Cine a trimis? Nu mă știu. Da? Ia vezi. Ia să vedem. Hai să vedem. Bună dimineața, Morning Glory. Sunt Mihai Rait și așa. Da, și mie mi s-a povestit, după ce am băut foarte, foarte, foarte mult, ce nenorocire am făcut. Printre care mi s-a dovedit cu aparatul foto că am găsit un aparat foto plin cu poze cu mine și cu încă un prieten care eram cu câte o găină în vârful casei, doar ce apăruseră aparatele astea DSLR-urile. Și ne-am gândit că ar fi o idee bună, cred că nu mai știu. Am zis, ia, ce poze frumoase. Dar când le-am făcut? Da, azi dimineață, la 5-4, asta noaptea de înviere vorbesc. Prin vamă mi-au povestit băieții că dormeam pe un câine lup, care nu era al meu, eu n-am câine lup, n-am avut niciodată. Și am tot avut, m-au găsit cățărat pe stâlpi. Am făcut și un arici, am făcut un arici pe prag, da. Mi-a zis frate-mi că am făcut ariciu pe prag, al meu era, că na. L-am botezat Mihi și a dormit cu mine noaptea aia. Așa, cică. Atât, abătut. Acum aia să-i crezi? No, nu, nu, nu. Nu are cum să fie adevărat. Când avem vreo 22 de ani... Și vă lucrat aici. Ia, așa. Asta e Ioana State. Pe când avem vreo 22 de ani, eram în vizită la o prietenă din Mediaș și am ieșit seara la discotecă pe acolo. Și când ne-am întors acasă la părinții, unde eram și cazată, cățeaua ei, Cora, Dumnezeu să o odihnească în raiul cățeilor, că nu mai trăiește, a început să latre foarte agresiv și mi-a povestit prietena mea că am început să îi țin morală cățelei și să o cert, că nu-i frumos ce face, nu-i frumos că mă ceartă, că eu sunt musafir acolo, de ce face atâta gălăgie. Și cam asta am făcut eu. Am avut un conflict spontan cu paznicul casei, patruped. Puteai să o muști. Da, da. Morning Glory, Morning Glory, toate e aleatorii. Puteai să te transformi în Ioana de pază și de apărare. Dar, am zis așa, la întâmplare. Ce mai avem? Am mai primit parcă ceva, nu? Ne-a trimis, avem de la... De la Andrei. Sergiu? Da, de la Sergiu. Ia. Andrei Negoiță, ia să vedem. Am fost la un moment dat în facultate la o petrecere în cămin.
la care s-a făcut toată lumea creci. N-a rămas unul întreg. Și la un moment dat mai era vin de băut, nu mai găseam tirbușonul și am zis că desfac sticla, văd eu cum. Am văzut atât de bine că m-am tăiat, mi-am făcut mâna ferfeniță. A doua zi, într-o durere îngrozitoare, mi-am adus aminte unde era tirbușonul. Era la camera de la care l-am luat inițial. Da. Așa să zic, în mână. Da. În aia care da, e ferfeniță. Da. Și ne-a mai trimis George Dumitru niște... Să zic așa, cu un tirbușon nu se face răstignire, știi? Știi, vorba, era un citat, fac și opera după Paraschivescu, de la W.C. Fields, care zicea că a fost la un moment dat în Africa, într-un safari, o chestie de genul ăsta, și cineva a uitat tirbușonul și au trebuit să supraviețuiască câteva zile bune numai cu apă și mâncare. Da, mișto asta, bun, da. Bun. Da, cred că Radu Paraschivescu într-adevăr știe absolut toate citatele, da, așa pare. Da. Da. Sau dacă nu le știe el, mai e altcineva care le știe, nu mai știu cine le știe pe toate. Nu, mai era. Asta e varianta care circulă, da. Nu mi se par credibile. România ocupă locul 2, un loc bine meritat în UE la frecvența bețiilor, imediat după Danemarca, dar și acolo sunt foarte mulți români care muncesc, deci și beau, după părerea mea, deși e mai scump să bei în Danemarca, deci asta zic că totuși performanța danezilor este mult, mult peste performanța noastră, care avem și băutură foarte ieftină și proastă în general. De-aia și poveștile sunt sunt așa. Apă bei, apă joci. Da, exact. Mă rog, ca să nu mai zic de vinurile alea la PET. Dar da. Ia, asta îmi place, Sergiu. Da. Care? Ci că ești beat când ești la o petrecere și te urci într-un taxi să pleci acasă. Dar petrecerea era organizată de soția ta la tine acasă. A, da. Nu e rău. Nu. Da. Tot o chestie care tot așa nu e mega amuzantă, dar e o chestie care probabil ni s-a întâmplat. S-a întâmplat și altora. Când stai la coadă la un drive-thru, nu contează care, tu fiind pe jos. Da. Da, am făcut-o. Și eu. Am încercat și eu. Dar eram pe jos. Chiar am făcut-o. Dar eram și beat. Da. Nu. Că n-ai cum cu mașina. Da, să știi că am trăit în Brăila, adică nu e nevoie de asta. Noi în Brăila am avut, la un moment dat, când eram eu prin liceu, era un băiat, mă rog, mai necăjit, îți dai seama, care mergea pe stradă. Mai necăjit pentru Brăila sau mai necăjit? Nu, mai necăjit în general. Și, în viață. Nu, pentru Brăila era ok. Ok, așa. Care mergea pe stradă și se credea motocicletă. Poate așa. Scooter, nu știu. Dar la vremea aia nu existau scootere. Nu erau decât mobre și făceam și așa mergea pe stradă într-un pas mai alert. Dar avea bun simț și oprea la semafor și pornea odată cu celelalte mașini, câte erau atunci în Brăila, că nu erau foarte multe, de asta se circula foarte civilizat. Și de atunci, seara aia, cred că am și făcut o criză de râs. Pentru că mi-au adus aminte de ăla și înainte să ajung la casă, tu că sunt prost. Făcut... Da. Și a zis lumea, ăsta e un beat oarecare, știi? Nu, eram eu. Eram și foarte prost, nu doar beat. Dar... Mă rog, am vrut să știți și asta despre mine. Ai luat și sens în giratoriu. Da, dar cum, dai și prioritate, cum să nu? Că la Târgoviște încă l-avem, îl cheamă Gigi Tir. Da, nu mai știu cum îl chema pe băiatul ăsta, da. Și, dar, mă rog, asta este, dacă vreți să ne mai împărtășiți la 0729001122 impresiile voastre despre ce înseamnă când... Deși merge. Da, e foarte bună, ce care e bună, da? Da. Uite, știi că ești beat când după stângul vine tot stângul. Da. Când deci, te trezești noaptea mâncând șervețele din rolă. E o chestie.
Și nu în ultimul rând, știi că ești foarte beat atunci când vezi cum se învârte camera cu tine, deși ești Ray Charles. Dacă înțelegi. 0729001122. Știi că ești foarte beat atunci când așteptăm răspunsurile voastre, că de-aia suntem pe locul 2 în Europa. Hai să facem o figură frumoasă, să ne concentrăm acum, măcar mâine, de ziua copiilor, să reușim să ne apropiem un pic de echipa Danemarcei și să împingem cheia sonerie. Așa, cum vorbește tânăra generație. Bonjurică, bonjurică, sper că vă bucurați că se termină dracu primăvara asta și vine vara. Nu se schimbă nimic, doar că o să fie mult mai cald. În rest, multe furtuni, mizerii, deci ocazii să bem mai mult, pentru că trebuie să ne hidratăm, că ni se face setică. Și, bineînțeles, știm că ești foarte beat atunci când adormi învelit cu preșul, când nu-ți mai este frică de nevastă. Mulți da. De-aia beau. 0729001122. Avem și câteva mesaje de la George Dumitulea, primit Sergiu Floroia. Mihai, rog caseta. Așa. A doua zi după ce m-am îmbătat, am aflat că am făcut plajă în Zalău. Sau. Sau. Știi că te-ai îmbătat când ai chef să asculți Deșteaptă-te române. Oh, da. Da. Da, asta da. Sau Trei culori cunosc pe lume. Sau. Știi că te-ai îmbătat când te duci singur la karaoke. Cânta asta la karaoke. Așa, bun, deci știi că te-ai îmbătat. E foarte important să știm că ne-am îmbătat. Prietena mea avea un coleg de facultate, ne scrie o ascultătoare. Cineva mai zicea... Litere la Sibiu. Ok. Care atunci când se îmbăta, făcea number two în șifonier. Acum domnul e director de muzeu, intelectual. Așa, scuză-mă, cineva Sergiu. Zicea o chestie drăguță. Atunci când îmi rog dușul să nu mai plângă. Știu că sunt foarte beat. Da. Sau una când ești pe WC după ce te ștergi prima tură și deodată strănuți și folosești aceeași hârtie. Asta mi s-a părut că este o imagine frumoasă, care ar putea să înceapă un film cu micuțul, dau un exemplu la întâmplare. Dar cu bun simț, urât. Simț până și acolo. Fost urât, nu? Da. Acum, mai da, pe data asta. Da, aia, ce să facem, da. Mie mi-ar plăcea să văd pe micuțul în cât mai multe filme. Ok. Așa. Așa, bun. Când știi că ești beat atunci când te urci în taxi și spui taximetristului: hai acasă. Așa cred că spunea Gil Dobrică. Hai acasă. Hai cu mine. Nu? Vremea este frumușică. Dar nu știu că mai știu, apropo de... Mult respect. Știu o poveste, nu știu acum dacă este reală sau nu, dar se urcă unul în taxi, betuț fiind, zice: unde mergem? Mergem pe... Cum adică mergem, întreabă taxi? Păi ce, tu nu mergi cu noi? Da. Și că dacă te-ai îmbătat, nu știi, afli ulterior. Mă, eu am mai bănuit de câteva ori. Înseamnă că nu ai fost beat destul. Ca să... Așa, când îți face soția semn pe sub masă și tu crezi că e un... Dacă îți face avansuri, da. E important și asta. 0729001122. Eu nu cred că ați făcut voi atâta pipi în frigider sau în șifonier cât ziceți că ați făcut. Da. Dar vă place ideea asta, mi se pare drăguț, de aia se uită lumea la Hangover, cred. Pentru că are sentimentul că e ușor să atingi asemenea nivele de performanță. Cum a atins poporul român, de altfel, bine meritat locul 2 în Europa, la cele mai dese beții. Da. Eu cred totuși că Danemarca e pe locul 1 din cauza noastră. Adică aia care, o mare parte din cei care au dus Danemarca pe locul 1 ar trebui să fie puși la noi, și atunci eram noi pe locul 1.
Poate, nu știu, poate și asta, poate și asta, dar în rest să știți că nu e nimic, nu s-a întâmplat nimic cât am lipsit noi. Proteste, copii care nu dau bacul, părinți care o să înceapă să bea de stres, pentru că nu pot ăștia mici să dea examene, evaluări, tot felul de mizerii. Vine regele Charles al III-lea, întâi la Cotroceni, după aceea merge la Viscri, unde se va cânta, am înțeles, formația compact fata din Viscri. Ah! Îi fac un cover Cri-cri, cri-cri, fata din Viscri. Da, da. Practic, ce știu să ne spui că sunt o grămadă de motive de a bea. Da. Și știi că ce vorba aia, că ori bei de bucurie, ori bei de supărare, și dacă n-ai nici bucurii, nici supărări, bei de plictiseală. Corect. Plus asta, dar pe de altă parte știi că te-ai îmbătat atunci când cauți prin cameră împreună cu un prieten hamsterul pe care, mort fiind, mama ta l-a scos din acvariu înainte ca tu să ajungi acasă. Glory, morning glory, cum zâmbeai din lacul Mori. Deci, cum au zis și ăștia, ce, am să nu știu să roate? Așa, și uite, stăteam noi liniștiți și sărbătoream victoria României la beție și în rest nu e nimic, dar pare că totul e condus de oameni care au consumat ceva înainte. Dacă te uiți un pic la știri, la ce se întâmplă cu ăștia, la ce fețe au sindicaliștii și cam așa, da, mă rog, treaba e serioasă, sigur, vrem educație, vrem astea, tot ce se poate face este să punem ceva la rece, pentru că urmează două zile foarte frumoase. Mâine este ziua copilului. Ziua copilului? Da, și într-o vreme mi-aduc aminte că îmi plăcea foarte mult, dar foarte mult să petrec bine la petrecerile de copii, unde planul meu era să îmbăt mama sărbătoritului. Și am reușit de câteva ori. Am reușit. Și te-au mai chemat a doua oară? Da, pe da, cine știe. Normal, dacă ai reușit. Zic că a fost o petrecere extraordinară. Foarte frumos. Am simțit toți foarte bine. Și, ce e cel mai greu de pronunțat în momentul în care ai băut un pic? Energeticienilor. Unde trebuie să ajungeți? Să ajungeți. Nu ai ajunge acasă dacă stai la... Eu nu avem pot să cuvinte, unde e lista noastră cu cuvinte energetic? Imediat. Ticienilor. N-avem lista. N-avem lista, nu știu. Ce facem? Da. Nu se poate așa ceva. Energeticienilor. Trebuie să mi-aduc aminte și le trec în listă. Apă minerală? Da. Se ajunge, se vorbește un pic așa britanic, renunț la râuri. În momentul în care... Râuri, ramuri. Da. Se asume în șei. Șei? Șei. Deci asta ar explica multe. Da, azi, nu întâmplător, azi e ziua lui Nicu Alifantis. Nu știm dacă... Are 69 sau... S-a născut în 69, dar nu pare născut în 69. Deci merge pe 69. Și este un om care din cele mai vechi timpuri nu poate să pronunțe râul și l-a înlocuit cu D. Dragul de el. Prieten. E greu să fii Nicu Alifantis. Din toate punctele de vedere. Cum era tandredrețul pentru femei? Tandredrețul pentru femei cu cei patru codifei. E o diferență între râruit și dâduit, da. Să știți, adică, nu e simplu. Dar adevărat că e sună ciudat să faci râruit. Beția desparte apele. Beția este acest Moise care împarte lumea între cei care sunt și cei care sunt dâduiți. E greu să pronunț.
Dar apropo de chestia asta, în cazul în care vi se pare că ascultați știri la beție, Scorsese s-a întâlnit cu Papa Francisc. Știți că după aia am înțeles că vrea să a plecat de acolo hotărât. A zis: Paștele, măsii, o să fac un film cu Iisus. Dar și când a plecat, da, cum a zis? Papa! Bă, ce plăcut! Vai de capul meu, cât ești de prost. That's what you said. Păi da, da, când a plecat portughezul, zi, cum îl cheamă? Ala, așa. Da, portughezul, a plecat portughezul la întâlnirea cu papa. Așa i-a spus. Papa! Așa, bun, am aflat cum știi că ești foarte beat. Da. A, uite, și ăsta e un bun etilo test. Care? Paraschevii de catriafobia. Da, paraschevii de catriafobia. Asta e în portugheză, știi? Știi ce înseamnă paraschevii de catriafobia? Nu știu. Fica nu știu. De vineri 13. Pasta da? Nu ai. Da? Sergiu. Nu știu. Paraschevii de catriafobia. E fobia față de ziua de vineri 13. Da, da, da. N-am. Asta chiar paraschevii de catriafobia. În portugheză așa e. Totuși... Sună mai bine în portugheză. Băi, povestea asta mie mi-a furat inima. Deci, care? Știi că ești foarte beată. După un party cu fetele, soțul te găsește în hol, prăbușită, cu cheile în mână, cu geanta strânsă în brațe, cu trei pisici care îți mănâncă din poșetă, copanele de pui pe care le-ai pus deoparte pentru mai târziu, când, pentru că sigur ți se va face foame. Eu cred că așa o să-l găsiți și pe Morning Glory la Electric Castle, poate, dau un exemplu. Da, da, la întâmplare. Foarte posibil. Prăbușit în iarbă, cu niște șuberec în geantă. Sau într-un hamac. Șuberec. Șuberec, da. Se găsește la Cluj? Mam. Nu știu, ar trebui să găsească. Dar nu, ceva că ne punem la pachet. Da, da. Trebuie să avem un virgin atunci. În claci. Pentru noi special ar trebui să avem șuberec acolo. Fac un stand de șuberec. Mi se pare o imagine foarte frumoasă asta. Am văzut la femei pe Mătăsari. E, da. Da. Așa. Ne facem noi. Știi care că ești beat când te trezești din club în metrou trezit de gardian că ai ajuns la capăt. Da. E posibil. Mm-hmm. Eu am fost foarte beat când făceam matinal la început. Eu m-am îmbătat. M-am trezit... În început pe la matinalul azi? Care? Stai. Când care matinal? Când făceam rondul de dimineață. Așa. De mult de tot. Și... mă rog, nu prea dormeam atunci, adică dormeam mult mai puțin decât acum, dar eram foarte stresat că întârziam tot timpul dimineața. Și pierdeam mașina care era pe la 4 jumate și stăteam lângă metro, stăteam în Balta Albă și m-am îmbătat că asta făceam tot timpul oricum, că nu puteam să dorm și de-aia mă îmbătam. Da. Nu pot să dorm. Da. Și seara am adormit. M-am trezit dimineața, zic, mamă, întuneric, gata, hai, ciu, și am țâșnit, în sigur am pierdut mașina și m-am uitat la ceas, am văzut cu tot o altă oră și m-am dus la metro și mătura unul și zic, uf, uite că ăștia abia au deschis și am dat să, știi, să intru la metro și a zis, stai, domnule, uite, duci, că e închis. Păi zic, păi, dar n-ați deschis, că e dimineață. Abia am închis, domnule, e 12 noaptea. Îmi place că a zis că era stresat când târzie. Observ că acum nu mai e stresat. Băi, nu, am învățat să gestionez stresul mult mai bine. Da. Asta este diferența. Acum, nu o să mai întârzie acum. Nu o să mai. Nu o să mai întârzie cum se întârzia pe vremuri. Bine, părerea mea este că orice fraier poate să înceapă emisiunea la fix. Adică asta în primul rând. Și trebuie să le dai și altora șansa lor, na. Da, acum, sincer, pentru la fix există Big Ben. Există ora exactă. Na, ce sens are să începi și tu, să începem emisiunea la timp, la fix. Da, da. Mie mă deranjează și oamenii care ajung la timp întotdeauna. Parcă fac în ciudă, să te simți prost. Da, da. Știi? Da. A, uite, de pronunțat la beție, electrocardiogramă. Da, da, dar eu zic că merge. Da, da, nu, merge, da, da. Crezi tu că iese? Eu nu cred că iese din prima. Unde, mă? Așa, ce? Gata, am găsit. Nu, am găsit o piesă. Bun, hai să încheiem emisiunea. Lăsăm pe Muntele, după aia vine Boariu, după aia vine Clubaru. Și după aia... Fotiștii au fost, deci n-are sens să mai ascultați seara.
Stați până duminică, vine Doru Rocker Ionescu. Duminică? Duminică e, nu? Nu. Nu știu. Nu, când nu, e? Nu, cred că e marți. Cred. Marți? Da. Parcă. Ia să vedem. Îl știi pe ăla? Cu bețivui, bețivii? Care e ăla? Cu... A, da, e bun. Ăla da. Care zice... Băi, ce zi azi? E joi? Nu. Nu. Ieri a fost joi. A, deci e marți. Mă, la altă era a fost marți. Uite, dar nu e vineri? Nu, mă. Nu e vineri. Am stricat bancul. Da. E miercuri? Nu. A fost miercuri. Atunci e luni, sigur. Nu. Nici nu mai știu cum e bancul. Atât hai de prost. Spunem alt banc. Hai spune mai zic cu alt banc. Nu știu, cred că nu ești bea de sub ăsta. Putem să spui doar când ești foarte bea. Da, da. Dar a spus Sergiu 1, eu mă risc. A, da. Cu ăla. Dar zi să-l zică el. Dar nu, zi tu. Zi, nu, zi tu, zi tu. Zi tu, nu zic eu. Eu nu mai știu. Ce zici tu, mă? Acum, da. Ăla care căuta... A, da, 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 își căuta da, umbla pe stradă. Da, cu o cheie de mașină în mână. Care era, da, și de era mașina. Și zi. Hai așa. Zi. Nu, Sergiu nu vrea să-l zică. Așa. Ei, mă rog, și merge. Așa, bun, și da, și merge pe stradă și... Și urla. Urla. Unde e mașina care era înfiptă în cheia asta? Și nu, domnule, termină că e târziu, trezești oamenii, liniștește-te, ești și deschis la, la pantalon. Aula, unde e Mariana? Da. Am vrut să încheiem frumos emisiunea și vreau să mai închei cu un viermișor pentru ureche, pentru că viața voastră nu va mai fi niciodată la fel de acum înainte. Pentru că mi-a scris, după ce am venit de la concertul lui Bruce Springsteen, mi-a scris Dan Frânculescu. Așa. Și era curios să afle playlist-ul de la concert. Și m-a întrebat, auzi, a cântat cumva și... piesa Am Bonfire. Așa că vrem să vă spunem la revedere și vă dăm întâlnire mâine cu muzica voastră preferată, dragi copii și prieteni ai rockului. Morning Glory on Rock FM.